spuse, procurorii provoacă un nou cutremur în poliție, poliistul pedofil, implicat în alte 10 dosare. Cazul poliistului pedofil, Eugen Stan, a provocat un adevărat cutremur în Ministerul de Interne, acolo unde s-a lăsat cu demisii și demiteri la nivel înalt. Acum, procurorii se pregătesc să provoace un nou cutremur în Ministerul de Interne. Surse citate de Antena 3 arată ce, în zilele următoare, Eugen Stan va fi dus la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaie și Justiție, acolo unde va fi întinat ce este suspect în 10 noi cauze. Aceste cauze reprezintă dosare mai vechi, care au stat ani de zile în sertarele parchetelor de sector, fiind cauze cu autor necunoscut. După ce au studiat probele video, procurorii au constatat asemănări între autorii faptelor Eugen Stan.